scris. Aveai un top din ce ai privit la TV. Sau, mă rog, top. Așa, câțiva băieți. Zi-mi aleatoriu, nu-mi zice top. A, în orice... Cred că dacă vrei tu. Nu. Cum vrei tu? Aleatoriu, atunci. Bun. Ionuț, Patrick și Andrei. Mulțumim frumos. Deci Roberto nu e. Bă, Patrick. Poți să cred așa ceva. Două gură de treabă. Bă, dar și eu nu. Dar eu? Ce se întâmplă cu mine? M-am lipit de canapea. Pierna era de vină. Și acum vrea. Dar la Robert s-a stricat televizorul iar. Auzi, Chris? Da. Dar ai zis că acum mulțumim, să fii schimbat, că ai văzut fețe noi. Pe cine scoți din top ca să-l bagi pe Laurențiu? Da. Poate nu la mine se referea. Trebuie să fac asta nu acum. Nu că ai văzut fețe noi, restul suntem pe televizor. Te să înlocuiești o piesă, de acolo pui altă. Dar nu e obligatoriu. Dar, nu e, dar poate nu e Laurențiu. Nu e obligatoriu, Doamne ferește, doar că... Dar poate schimbă două persoane din top. Hai să faci. Sau pe toate. Auzim ce are de gând. Sau... Hai, fă-ți topul nou cum ar veni. Uită de la vechi și fă-ți nou. N-aș fi vrut să zic acum, pentru că nu-i cunosc decât așa. Nu zice atunci. Lasă-i așa, să-ți stea pe jar. Exact. Oricum, eu sunt deschisă pentru oricine o să simt, adică... Corect. Eu chiar sunt pregătit să mă scoată sau să mă țină. În top. Adică nu m-ar deranja dacă ar spune. Că iar greșești. Păi nu dau cu piciorul. Nu te grăbi, Andrei. Scos pe vorb niște cuvinte. Bă, parcă erai îndreptat spre Mihaela. Care Mihaela? Care Mihaela? Cine Mihaela? Nu-ți mai țin de ce ziceați dimineață? Nu e Mihaela. Unde e? Ce Mihaela? Doamne. Vine să vorbesc cu ea, frate. Îmi cer scuze. Ce ai făcut, Chris? Te-ai și dus la ea. Ți-i șterzi memoria. Da. Trebuia să stai din cur. Laurențiu. Te-ai gândit pe ce fata alegi pentru acel dans? Urmează să facă și ea o alegere. Încă nu m-am gândit. N-am avut timp, că am mâncat mai devreme. L-am luat la întrebări. Chiar nu m-am gândit. Încă nu-mi pot da seama. Păi tot, dar trebuie să alegi acum. Dacă vrei tu. Trebuie să gândești acum. Să știi că Alina te așteaptă. Nu mai n-am vrea să numesc pe cineva greșit și să se supere... Celelalte. Trebuie să mergi la mai multe, pe mai multe. Hai, dansează cu toate. Poți o horă. Poți să fac o horă. Dansează cu toate. Se poate. Și tot păpucii ăștia răi am, care v-am zis că nu-s de dans. Descalță-te. Nu știu ce să... Zi-mi, dă-mi un nume. Dă-mi un nume. Dar pot să nu o fac astăzi. Numele sau dansul? Dansul. Vă zic numele astăzi? Perfect. Da? Da. Pe Bianca o să vă dansă. Eu vreau să vă dați. A făcut pană pe da, a eu vreau să vă dați. De ce? Vreau am. Să trecem peste. E un dans, Alex. Dans, dacă vrei dansezi, nu știu ce să zic, ca o horă fac ceva. Ea poate să refuze, nu? Dansul? Da. Ar trebui să aibă puterea asta. Păi normal. Eu, de exemplu, să refuze un dans. Să mă pun în locul ei, eu aș refuza complet. Vă știți cum erau balurile pe timpuri? Ați vorbit cu părinții, bunicii? Da. Nu, încă sunt baluri la mine. Nu mai sunt cum erau înainte. Nu știu era cum erau. Era o jignire să refuzi un dans. E un dans. Mergea la mamă, la Laurențiu, la bunică, că la... Că înțelege dacă refuzi. Eu înțeleg perfect, pentru că clar, eu m-aș pune în locul lui Alexandru și m-aș simți... Se refuză date-uri, se refuză, nu știu... Dans. Camere roșii, se refuză alte lucruri. Deci Laurențiu... Dar un dans... Știți ce? Eu aleg pe ea până la urmă, că nu vreau să dau înapoi și mi-asum alegerea. Dar dacă ea nu o să-și dorească, nu o să dansez cu ea, bineînțeles. Alex, dar e un simplu dans, adică nu se întâmplă nimic, îl dansează pe ea. Și mi se pare că are dreptate. Nu prea identitate. Mi se pare că are dreptate, Alex. Adică nu trebuie să fii chiar așa. Tu mergi pe încredere și... Dar ți se pare că am făcut ceva? E foarte multă reacția lui, adică... Nu, mi-e mai fără. Nu am făcut nimic, frate. Se pare normală reacția, Alex. Ai o reacție prea... Efectiv mă înțelege numai Laurențiu, care mă cunoaște de o zi. Te înțeleg și eu perfect, dar n-ai de ce să fie așa, că nu-i faci nimic. Nu ne așteptam noi, Alex, din partea ta să ai reacția asta. Poate vorbesc despre pâine când astăzi, de unde știi? Nu, mi se pare că a fost într-un fel exagerată reacția mea. Doar am zis că dacă poate să dansezi azi, atâta tot. Da, dacă dansezi, dansează două minute și se termină și la revedere. Am zis și doamne Andreea, dar mâine o să dansez. Nu i-a repede de step. Pac. Da. Pentru că stă pe jar până mâine și o să-și facă fel și fel de gânduri. Mai bine. Așa se întâmpla acum, trecea peste. Păi, asta zic. Băi, Alex, crede-mă, din tot sufletul aș dansa astăzi, că chiar nu pot.
Dar te rog, eu nu pot să iau femeia astăzi, că te sun mâine și vii și o iau. Că sunt cu papucul. Pe bune, bă. Bă, dar mâine iau papucul de la firma. Băi, crede, mamă, și te-ai bătut. Mamă, la mamă. Dar nu dansezi în oră, îmi dai lejer, frumos. Chiar, chiar nu vreau să dansezi asta și te-am rămas și la... în comun acord cu doamna Andreea și am spus că astăzi o aleg, aleg persoana. Pe inițial n-aș fi vrut să dansez și n-aș fi vrut să încurc pe nimeni, îți dai seama. Ok, omule, e alegerea. Da, dar ați ales-o mâine să dă la ea. În același timp, puteai să alegi și altă fată care nu e în cuplu, adică nu Bianca. Da, măi, Marinel, dar cum ți-am zis și mai devreme, eu sunt om sincer și pe față și chiar ea mi-a trecut prin minte prima dată. Dar uite, eu spun ceva sincer, dacă tu nu dansezi acum și dansezi mâine, Alex își face filme și da, mai bine să... alegerea lui Andrei, nu poate să da. Trăiască ce trăiește altcineva. Adică să o vadă acum, Alex, și nu mâine. Să nu ai bătim. Eu înțeleg perfect ce spune Andrei, dar... Dar lasă-mă, că azi alesul mâine să dă la ea, da. Care-i treaba? Și până mâine mai așteaptă. Nu știu dacă știți. Știu că... Îmi pare rău să vă dau această veste. Vreau să pară deloc. Dar deloc, deloc. Că vă bag iar mâna în buzunar. Mâine 1 martie, știm, doamna Andreea. Doar vă anunțam. Știm. Cum ar fi fata nouă să se cupleze cu băiatul nou? Eu intru în depresie. Mai mi se pare corect. Eu intru în depresie. Corect. Nu, eu intru în depresie, nu se poate. Bă, bune. Păi, mă rog, atâta timp să vină un băiat nou și că mi-e un băiat nou. Măi, dar sincer, după corp, pare genul la ultimul. Da. Dacă s-o luăm așa. Clar că el nu s-a pronunțat clar, dar oricum. Cred că e genul la oricare. La dans. Da, sigur e pe genul oricui de acolo. Oricui, genul oricui. Mie, alu Alexandru și alu Robert, nu cred. Nici alu Radu. Ba, așa lu Robert. Ei, nu. O femeie alu frumoasă, mereu să-i provoace interes la orice băiat, exact. Bărbat. Cât mai puțin, cât mai lungă durată, da, dar... Cât credeți că e de frumoasă de la 1 la 10? Auzi, no. Pe care au corp frumos, cu scamurțele, așa că, na. Da. Eu bat pe 9, îi dau speranțe. Mai deci noi toate avem corp urât, să înțeleg, dacă sunt normal, da. Ok. Eu nu suntem țipă. Eu sunt o expertă. Eu sunt grasă. Da, tu ești frumoasă. Trezit acum. Pe asta zic, eu sunt grasă, dar sunt frumos. Nu, cred că ai corp frumos mai mult tu. Nu, sunt grasă. Ce vrei să spui, că sunt urâtă? Nu, că ești frumoasă. Ai râs, fată, ce? Bucură-te de moment când ești la... Zeni. Ce zeni? Roscu. Roscu. Mamă, Vrem să vină fata nouă la noi. Nu vrem. Eu vreau. Vreau să văd. Doamna Alina, zici că... Că-ți place. Măi, că m-am agitat acum, nu știu, am așa o stare. Cred că e normal când vine prima fata nouă și pentru tine... Nu e prima. Patricia. Dar Patricia a fost altceva pentru... Era agitată. Ce? Erai agitată și la Patricia. N-am fost chiar așa de agitată și Patricia a fost altceva pentru mine. Mi-a fost mai ușor să mă obișnuiesc cu ea, nu știu. E ceva din mine. Păi poate să spui și cu fata asta. Și nu, un pic fețele băieților, să vedem dacă sunt entuziasmați, ceva de genul. Păi nu-i auzi. Fata, nu ne arată că noi suntem mai entuziasmate, îmi pare că. Te rugăm. Ei, hai. Te rugăm, arată-ne pe Radu care era foarte... Fii mai asistentă, măi. Că eu am râs. Nu. Ce nu? Măcar o față a oricăruia dintre ei. Dar ce ne dă? Ce ne dă? Nu ne dă. Cred că ne-o trimite aici. Nu cred. Nu cred. Nu cred. O să vedem pe faci cum. Faci conexiunea. Ce o să zic că o vedem mâine. Nu știu. Ioi. De fapt, dansul poate să-l facă azi cu cineva din băieți. O să intre mâine în emisiune, așa cum intra Patricia. Sigur, aia. Ăsta a fost Radu din nou. Să aduc o floare mâine. Să aduc o floare pentru dans? Da. Stata la dans fără floare? Glumeam. Flamenco? S-o țin așa între dinți? Păi depinde, melodia o alege el sau... Nu, e din regie, ce pică. Alege regie. Sau... Stai, ai vreo piesă? Am făcut odată striptease la Bobocilor, dar nu știu dacă m-aș să dansez pe aia. Dacă nu-mi puneți... Nu cred că ar accepta Bianca. Dacă nu aia cu citesc Biblia și plâng. Cine e urma dușmănită, să mă iubește. Și totuși cred că ai avut gura aurită când ai zis că dacă sunteți opt, urmează să eliminăm în timpul săptămânii. Dar fără vot. Nu vi se pare că e prea ironic la o vreme? Da, ba da. Decide prezentatul. Și nu că am ceva cu tine, dar ești chiar în fața mea. Iertați-mă, doamne. Mă gândesc să ne luăm la revedere. Sunt chiar eu în fața dumneavoastră dacă ne uităm. Și mă gândesc să ne luăm la revedere, Ionuț. Ce zici? Ce să zic? În glumă, spuneți adevărul. Păi, Laurențiu are imunitate, abia a venit. Mi-asum.
Bun, gluma, am încheiat cu Laurențiu. Cris. Da. Ca să vezi că nu te-am mințit. Avem un obicei, dacă ai urmărit emisiunea, persoanele nou intrate aici în casă, după ce fac acest top, își aleg. De obicei erau dansurile cu cele trei, dar ca să nu dureze așa prea mult, alege o singură persoană dintre cele trei. Poate fi și nouă? Bineînțeles. Nouă persoane nu avem. Persoana nouă, mă. Stai, că nu e în top. Asta am vrut să zic, că cel mai bine ar fi fost să lăsăm unul cu celălalt și așa nu mai chinuiam pe nimeni. Păi asta zic, dacă tot am făcut pirueta... Vă rog frumos. Dar nu e în top. Nu, trebuie să alegi. Care să alegi. Din top. Ionuț. Da, acum o să ară fizic, foarte frumos, dar să va fi. 1,40 m, superb. Adică să mă lungam, te rog frumos puțin să văd ce-o dată. Sigur. Că poate vii mine în televizor. Fără tocuri, nu. Ah, că suntem ok. Ah, da, chiar. Ah, e ok, da. Chiar v-ați potrivit. Chiar v-ați potrivit. Uite și să mă lucru Raluca. Bine, mă îmbrac frumos.